7.9B. Deci are... Are cablu... Auzi, nu ai început, e? Are... are pungă pentru praf. Și, mă rog, ca să eliminăm praful, să zic așa, da, e frumos să vă gândesc produse, ne place. Să auzim chestii noi. O să încerc cumva... Am vorbit cu Douglas și el o să prezinte un coffee maker puțin mai târziu. Ia Douglas, ui, ia. Dar... cumva, da, hai să nu vorbesc la spirea, vorbim spre mine mai întâi. Să mă prezint. da, mă rog, nu am spus că pot fi. Cu cuvintele mele, da, cine vrea să mă găsească mă are aici? M-a întrebat tot Douglas, că am avut ocazia să schimbăm două trecuri, pe cine suntem noi, adică ce înseamnă Marx? Ce e Marx? Și aș vrea cumva să vorbesc două-trei gânduri despre noi. Noi nu suntem o agenție de digital, nu avem nicio legătură cu ceea ce înseamnă digital la nivel de, să zic așa, tricuri, cloud-uri, Twitter și mai știu ce. Suntem oameni de strategie de marketing înainte de orice. Din fericire pentru noi, digitalul ne place foarte mult. Da, Iulian Vădorii numele meu, ca să vorbesc și pe românește, în afară de cubulețe. Mi-a plăcut foarte mult că cu ceva vreme în urmă, mulți dintre clienții noștri ne întrebau, da, aveți ceva de digital? Pe digital cum facem? Ce facem? Bannere faceți? Mă rog. Ce se mai face pe digital, în afară de bannere? Nu știu, voi sunteți rugați la firmă, mă gândesc, nu? Sau studenți, elevi? Cine lucrează la o firmă care face ceva pe digital? Nu, serios vorbesc. Ce ai făcut pe digital acum? Te rog! Nu, zi tare, zi serios! Benere? Postere? Ah, postări, postări, da. Altcineva? De ce, Maria? AdWords? Cumva, zona asta se oprește la, da, la poate postări, poate Google AdWords, poate, nu știu, când lumea se gândește la digital, se gândește la bannere și mai știu ce altceva. Eu la momentul acela, când m-a întrebat cineva dacă avem ceva pe digital, am spus că avem, da, sigur că da. Și anume, avem AdBlock. Nu știți? Da? Face ce spune numele? Are cineva instalat un AdBlock? Acolo în spate, da? Super. E super, nu? Vezi ceva? Dintre ce? Adică vezi un banner? În principiu nu. În principiu nu. Deci cumva, cam despre asta a fost cumva toată gândirea noastră ca și oameni de strategie de marketing în ultimii, nici nu știu, de când lucrăm în piața asta, dar din ultimii câțiva ani buni. Am spus că dacă tot e să folosim digital în favoarea noastră, hai măcar să folosim într-un mod cât se poate de inteligent. Hai cumva să încercăm să ne mutăm, pentru că toată lumea încerca să facă bannere și postere, dacă, sau mă rog, mai știu ce, alte chestii care erau de fapt în offline-ul tradițional, în advertising tradițional, și încercau să mute ca atare în digital. Și automat, chestia asta nu prea funcționează. Și ceea ce am făcut noi de-a lungul timpului, am încercat cumva să mutăm și să folosim acest digital în favoarea noastră ca și unealtă, ca și o platformă de lucru, pe care apoi să o folosim cumva în alt fel decât modul convențional de a folosi lucrurile. Și atunci, da, sigur că mi-a plăcut mie foarte mult chestia asta, oarecum în analogie, ceea ce vor business-urile să transmită consumatorilor și ceea ce ar vrea consumatorii să primească de la business-uri în digital. Și după cum vedeți, consumatorii vor în primul rând să vadă chestii legate de discount, să spunem, sau despre ce anume ar vrea să cumpere, iar business-ul se așteaptă, business-urile, companiile se așteaptă ca acești consumatori ai lor să, știu eu, să caute lucruri noi despre produse noi sau să caute lucruri despre, știu eu, chestii generale sau mai știu ce. Singurele zone care stau cât de cât oarecum în aceeași arie ar fi ideea de a te simți conectat și a fi oarecum a face parte dintr-o astfel de comunitate. Și cumva, aș vrea să mutăm puțin discursul din zona de digital strategy, adică ceea ce Dumnezeu face în digital strategy, și aduc și eu cuvântul ăsta social, mai degrabă, strategy în ecuație, cumva ca o completare a ceea ce vorbeam de vreme, Bogdana. Și pentru asta,
cum aș fi ceea ce aș propune eu la nivel de business consultant, care nu e oarecum specializat în digital, adică expertiza mea nu m-am măsurat în cloud, să văd câți clouds am, nu știu câți am, cred că am 2. E posibil. Da, stai. Nu postez simultan pe multe... Cât am? Cât am? Nu? Da, sunt panicat, am panicat, deci am venit la o prezentare în care cineva are 64 cloud, adică eu n-am nimic, sunt în dar, da. Nu mai am șansa asta. Dar cumva mergând mai departe în zona asta de a face o mică diferență între ceea ce se numește digital strategy și ceea ce se numește în mintea mea, oarecum dintr-un articol, un articol publicat de Harvard Business Review, cred că în mai sau iunie anul ăsta. Diferența pe care o spunea acolo un domn între digital strategy și social strategy e faptul că în mod tradițional companiile gândesc foarte unilateral în punct al comunicării, adică de la mine către tine, eu îți dau un tweet, eu îți dau un post pe Facebook, o pisică, un cățeluș, și așa mai departe. Asta fac în mod clasic companiile. E cineva dintre voi care lucrează la companii care face altceva decât acest lucru? A dat tweet-uri și e cineva care face altceva? E cineva care lucrează în digital de aici? A, voi nici măcar nu aveți voie. Da, ok. La voi s-a terminat. Da. Dar la cineva? Câți dintre voi aveți la firmă cont de pe Twitter? Al firmei? Ok. Facebook? Pagina pe Facebook? Ok. Și cum o folosiți de obicei? Postați și oamenii sunt fericiți și dau like, nu? Poftim? Dar pentru consumator aveți ceva în sensul ăsta? Nu. Înțeleg că pentru angajați mai degrabă. E o aplicație enterprise. Da. Gen. Mm-hmm. Ok. Deci ceea ce aș vrea eu să aduc aici cumva în ecuație, aș vrea o schimbare de abordare. De a ne muta din digital, așa cum e văzut modul clasic de comunicare, adică eu vă comunic, voi primiți mesajul, eu am de vânzare, voi aveți de cumpărat și așa mai departe. Să mutăm într-o zonă în care să ducem mult mai multă valoare și anume, valoarea e dată mai degrabă de o platformă în care oamenii, sau mă rog, consumatorii acelui produs sau acelei companii au ocazia să se întâlnească, să împartă între ei opinii, să aducă valoare din ce în ce mai mare, poate, ei între ei. Cumva mutăm discursul dintre o comunicare convențională de eu-voi către o comunicare mai degrabă la nivel de rețea socială a consumatorilor acelei companii. Vi se pare prea ciudat sau văd aici cineva care este? E ciudat? Rău? E cineva care face chestia asta la nivel de companie? Aveți rețele în care să vă... Sau aveți un exemplu în mintea voastră de companie care are o rețea de consumator pe care o gestionează? Da. Da? Dacia. Dacia. O Dacia Forum. E ok. Cea mai tare. Evo. Mai știe cineva? Un alt exemplu? Deci, Dacia, Nikon, dar la modul un pic mai local. Putem localiza chestia asta, adică România, o companie românească există? Dacia. Ok, dar bine, Dacia, da. Da. Deci, cam despre asta aș vrea să trag așa un mic semnal de alarmă, cumva. Adică să spun că am putea folosi digitalul ăsta cumva altcumva. Am putea vorbi despre a reduce, cumva, de a reduce costul cu comunicarea asta de clasică și a face, dacă se poate, într-o formă sau alta, să lucreze consumatorii pentru noi. E vreo șansă să facem asta? E un exemplu de... Sau știți pe cineva care ai căruri consumatori fac așa ceva? Lucrează în diverse companii? Te rog. Cum? Dar din România. Hai să vorbim despre România. Suntem aici. Mă rog, suntem. Să zic.
Aveți o soluție la așa ceva? E o soluție foarte simplă. O am în titlul prezentării mele. Soluția pe care vă spune loyalty. Un consumator loial lucrează în favoarea companiei respective? Da. Da. Despre asta e vorba. Ce programe de loializare cunoașteți voi, ca idee? Starbucks, 5 tampile, așa s-a cafea gratis. Ok? Aia e loializare, într-adevăr. Dar e loializare 1.0, zice eu, sau 0.0. Depinde cum o luăm. Companii un pic mai sofisticate, care, mă rog, plan cu acțiuni de loializare un pic mai sofisticate, știți? Cum? Respectiv companii, companiile aeriene. Că sunt ele Fly Blue, că sunt ele, adică diverse programe de loializare. Într-adevăr, acolo e cea mai, să spun așa, evoluată campanie, sau mă rog, campanie, program de promovare de realizare posibil. De ce? Pentru că acolo sunt o sumă de acțiuni, atât, să spun așa, legate de a cumpere un bilet sau cumpere o călătorie, cât și chestii mai puțin legate de a cumpăra. Adică sunt, într-o formă sau alta, aș putea spune că ei fac într-un mod elegant și efectiv, eficient, spun mulțumesc în toată povestea lor. Adică spun un fel de mulțumesc, vorbind de linia aeriei, cum o fac? Poți să faci quick check-in, nu? Poți să faci quick, știu, poți să parchezi mașina mai aproape de aeroport, mai aproape de terminal. Poți să faci, poți să stai la VIP lounge, poate, nu? Deci asta e un mod extraordinar de plăcut de a spune mulțumesc consumatorului. Și ceea ce vedem la linia aeriene e extrem de vizibil, să zic așa. Ei, da. Acum intru un pic mai concret în ceea ce se numește cum facem asta. Probabil că sunteți foarte mulți familiarizați cu ideea de gamification, de modul de a aduce elemente de joc într-un mediu de non-business. Sunteți familiarizați? Eu. Okay. Online. Da, da, și eu. La curser. Și eu. Am fost colegi, da. Cât te-ai luat? Ok. Cam despre asta e vorba. Adică eu într-un domeniu extraordinar de nou. Am avut ocazia să vorbesc despre asta tot cu, nu mai știu, dacă erau zile de vis sau era un eveniment ceva de genul al marketing din primăvara asta, când am vorbit despre, a fost un pic mai tehnic despre ceea ce anume se poate face cu aceste elemente de joc într-un mediu mai puțin de joc și mult mai mult de business. Și cumva, loyalty 2.0, cum am numit-o, dar asta și-a folosit puterea consumatorilor în favoarea noastră, Cam despre asta ar trebui să țină cont, despre modul în care putem aduce elemente de joc într-un mediu de non-gaming. Adică să aducem la un loc atât business cât și pleasure. Cumva să măsurăm modul în care consumatorii fac diverse acțiuni și să-l transformăm într-o recompensă de diverse naturi. Zile diverse naturi, pentru că o să spun imediat despre ce e vorba, dar pe foarte scurt, cred că e foarte important să aducem, știți de ce se joacă și, de fapt, care e elementul cel mai important al jocului, ca idee? Copiii de ce se joacă, ca idee? Sau nu toate copiii, animale, vă spun. Poftim? Oare, da, automat. Se distreze, adică să se distreze, da, e oarecum larg spus. Socializare. Învață răbunare. Da, a învăța e mai degrabă, e un mod de a învăța, dar de ce se joacă? Care e vorba de socializare, știi? Pentru noutate. Reward-ul. Când jucăm masa ascunsă, ce reward ai? Poate fi. E nevoia de a face parte dintr-o comunitate, de nevoia de socializare și de a face parte din ceva mai mare. Deci nevoia de socializare. E posibil. Nevoia de socializare e și asta. E un factor, într-adevăr. E o lucrare destul de veche, cred că până la 1946, un domn a scris o chestie numită Homo Ludens, parcă, în care spunea că unul din elementele cele mai importante ale jocului ar fi faptul că mută pe jucător dintr-un mediu oarecum cu extrem de multe variabile, cu extrem de multe incertitudini, într-un mediu cu reguli extrem de clare. Și chestia asta, odată ce omul e mutat în omul, individul sau cel care joacă, e mutat într-o zonă cu reguli extrem de clare, el se simte stăpân pe situație, ceea ce nu face în viața reală. În viața reală ai foarte multe, să zic, variabile sau zone în care nu le stăpânești, de când jocul are câteva reguli, așa cum spun aici, clare și simple. Cumperi, primești. Mă găsești, câștigi. Alergi, câștigi. Ești mai bun sau mai puțin bun. Dar însă regula e foarte clară. Cumva. Adică și asta o vedem la copii atunci când se joacă, știu cu săbii în casă sau cu știu ce. Nu, ai depășit linia. Linia aia pentru ei, în capul lor, e o regulă extrem de clară.
Deci, cumva, ei mută zona de disconfort al vieții reale într-o zonă de confort al jocului. La fel, avea reguli, sau mă rog, scopuri comune pentru fiecare, de genul să găsim, ok, să mă găsești, să mă primi, să mă mai știu eu ce să-mi faci. Adică e foarte clar și foarte... și automat ai și o cale către, ok, a spus cineva că câștigi, dar știi clar cum câștigi, știi clar. Arunci o piatră mai departe decât tine câștigi. Sau alergăm în jurul blocului de două ori și câștigi. E foarte, foarte clar. Câștigi de trei ori, ai un anumit status, poate. Ești șeful scării, să spunem, așa mai departe. Și, apropo de status, apropo de șeful scării, ai un anumit status. Ca să ne întoarcem un pic în business, la linia aeriene ai status de, știu, senator, frequent flyer și așa mai departe. Despre asta e vorba. Și ceea ce e extrem, extrem de important în toată ecuația asta este să încercăm cumva să gândim realizarea și regulile acestui joc mult departe de sales volumes, mult departe de cifre de vânzări. Cumva să gândim cumva să motivăm consumatorul în diverse faze de ale implicării sale în actul acesta de decizie, cumpăr, nu cumpăr și mai departe. Câți dintre voi cei care participați la un program de realizare de la, să spunem, SensiBlue, da? SensiBlue are un card SensiBlue, cumperi și primești ceva premiu. Câți dintre voi ar fi motivat de a da, știu eu, un share pe Twitter, pe Facebook, pe mai știu eu ce, și ar înregistra acele tweet-uri sau share-uri în planul de realizare al SensiBlue? Dacă ați avea chestia asta, ați face-o? Ai face-o? Da. Acum cineva ți-a posolat chestia asta? Oarecum, dar se face la nivel mare? Adică socialul e integrat atât de mult în business-ul real? Nu, mi se pare de acolo. E un început. Cam despre asta e vorba. Cam despre asta încerc eu să mă mișc un pic modul de gândire într-o zonă de ambina digitalul cu ambina ceea ce se numește viața reală. Putem pe viteză? Real-time communication, bineînțeles, către glumă a fost și feedback de la mine, către noi. Și spunea cineva de un set de reward. Dar ceea ce e important pe slide-ul ăsta și aș vrea să-l înțelegeți un pic, e o chestie numită motivare extrinsecă și intrinsecă. Cineva a spus că pentru reward, pentru bani, pentru mai știu orice. Aia e un tip de motivare. Dar de cele mai multe ori știm, cei care nu păreți că ați avea, știu eu, că ați fi părinți de copii, dar măcar frați, surori, poate că aveți. Sau cei care au copii știu foarte bine că dacă dai o bombană acum pentru o chestie, mâine trebuie să dai două bombane și după aceea dai trei bombane și după aceea trebuie să dai o cutie foarte mare de bombane. Și după aia mergi la stomatolog. Unde intri în alt joc și da, intri în programul de realizare de la Tendestet, intri. Da. Deci cumva, cu cât mergem mai adânc într-o zonă de motivare excesivă, se înțelege poate mai prost. Deci cumva trebuie să ne întoarcem un pic în a gândi și în alt tip de motivare. Motivare la nivel de, la nivel de status, la nivel mental. Și aici foarte elegant. E o chestie, da, mă tot la exemplu cu liniile aeriene, dacă fac quick check-in, acolo nu e o chestie valoare, adică n-ai o valoare că fac rapid check-in, ci o chestie, e un beneficiu extrem de valoros pentru mine care aș fi, să spun, frequent flyer, dar nu pot evalua în bani, dar îmi place. La fel, dacă tot parca într-o linie mai apropiată de aeroport, e o chestie care nu pot să valorific în bani, ci e o plăcere mai degrabă, să spun, la nivel de intrinsec. O să găsiți prezentarea pe online, vă promit, pentru că e o tehnică, să spun așa, mai înțeleaptă de a intra în detalii mai degrabă după prezentarea decât în ultimul prezentării. Și să aibă și Douglas timp de a-și prezenta Coffee Maker. Și vreau să mai spun că cum putem mixa oarecum viața reală cu viața digitală? E într-un mod foarte simplu. Putem să ne protejăm. De fapt, ce vreau să spun eu aici? E vreo șansă, să spun așa, de a fi copiați într-un program de realizare? E. Da. E prost sau bine? Sau nu ne-a făcut ceva bine pe de-o parte. De altă parte, e bine pentru că, de exemplu, dacă două companii competitoare au ambele programe de realizare bine gândite, mai există tendința de a-și da prețul în jos? Deci, cumva, la nivel de piață, ambii competitori au de câștigat. La nivel de piață, cumva, fiecare se luptă în altă zonă de servicii, nu neapărat pe preț. Deci, în momentul de față, cea mai mare luptă e dată la nivel de preț. Eu dau prețul în jos, dau prețul în jos și mai departe. Și probabil că și în domeniul medical și în orice domeniu e la fel. Și atunci, n-am decât să vă mulțumesc și să găsiți pe online prezentarea în varianta extinsă. Mulțumesc la vedere!
Mulțumesc!